Bomba Morală cu Liviu, Alexa și Răzvan Dragoș într-o zi specia, specia, specială. E ziua îndrăgostiților, Liviu, azi. De-a dracului te bâlbui așa. Că da, e păi eu am, am avut emoții. Am avut emoții când mă gândeam la câtă dragoste este, mai ales pe scena politică. De ce să o dragoste, între băieții, ăștia, ceva de speriat? Și este, așa, fiind, așa, o, o, o... băgându-se pat PNL-ul cu PSD-ul, au tot felul așa de. Își, își, condimentează relația, cum ar veni asta cu rotativa, batovina, rotativa, batovina, că nu ne dă pace. Uită-te, un lider PSD l-a declarat sub anonimat celor de la Libertatea, Ciolacu ne-a spus în ședința de luni că toți miniștrii PSD trebuie să îndeplinească până în luna mai toate jaloanele din PNRR. Ne-a spus că dacă nu intră banii din tranșa a treia din PNRR, nu dorește să preia o guvernare din care să lipsească această importantă sursă de finanțare. Fără banii din PNRR, nu a... ce sens are să preia el toate criticile? Vrea să preia o guvernare în care se respectă jaloanele din PNRR. În același timp, unul Paul Stănescu a scris, a scris pe pagina de Facebook PSD Vom avea rotație, alternativa înseamnă criză politică. Da. Acum, mie nu-mi e foarte clar dacă domnul Ciolacu chiar vrea să intre la rotativă sau își găsește motive să nu. Uh, sunt tot mai multe semne. Uite, și președintele României vorbește despre rotație și domnul uh, Paul Stănescu, care este numărul 2 în PSD. Acum depinde, 2 sau 3, să vedem ce dând cu ce mai e, cu, cu președinția cu zi, Comisiei Naționale sau cum îi zice la chestia aia, așa și el spune de rotație. Dar spune de rotație și amenință cu criza politică, ceea ce mi se pare nuanță interesantă. Da, acum cu criza, oricând poate fi o criză în România, adică nu trebuie să fie din cauza rotativei. Rotativa se învârtește țac, 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 inima lui Ciolacu se răcește pentru că, bă, până la nu are o dreptate. Ai vrea să intri premier la un guvern care nu are bani? Toată păi, lumea știe. Păi, că PNR... dar bine, dar o visă și te întreb dacă nu erau banii din PNRR. Tu ai vrea să preiei o guvernare fără bani. Ce dacă nu? Acum este PNRR. După PNRR, ăsta visează tot. Și să știi că și alte state își fac uh, calculele de guvernare în funcție de acești bani pe care, bă, până la urmă, Uniunea Europeană a, a gândit bine cu ei. Uh, este o modalitate ca țările care mai au petice să-și le petăcească. Și țările care sunt rupte în fund să-și cumpere alți pantaloni. Noi nu numai că suntem rupți în fund, dar PNR-ul ăsta așa negociat cum e el și pe interes politic, eu zic că va duce România cel puțin unul sau două niveluri înainte față de ce eram. Nu mă bine refer, de, menționat, de menționat că PNR-ul ăsta a apărut din cauza pandemiei. Că nu, știm okay. dacă -aveam fără, este, nu știm dacă l-aveam fără este pandemie. Un moment, este un moment matur de solidaritate al Uniunii Europene. Întrebarea era, sau este, dacă se știa înainte de PNR, dacă va veni război, dacă ar mai fi existat acest pachet financiar. Vreau să discutăm puțin după aia și despre Europa și Ucraina ceva, am o idee pe care vreau să o dezvolt cu tine. Deci, domnul Ciolacu, gândește pragmatic, nene. Nu mă duc, frate, că suntem în an preelectoral, deci mai avem el, când urmează să preia, fix un an de, de guvernare mai este, uh, inevitabil te rodezi. Noi nu știm ce o să fie cu iarna uh, viitoare. Iarna asta am cam scăpat. A venit și pe, pentru noi un val polarăș, un val polar, uh, derudând și noi 10 zile. Dar bine dar, ce a durat da? o, o săptămână că s-a încălzit. Putea a. fi mai rău de atâta. Puteam. Bunul Dumnezeu sau cine mai crede în el, sau destinul ne-a ajutat să avem o iarnă blândă, că altfel uh, cred că era mai rău la facturi. Uh, ulmează urmează o perioadă incertă și în ceea ce privește războiul, deci Ciolacu gândește sincer lucid la faza asta. Gândește Bine. ca un politician. Și acum vin eu cu uh, întrebările mele naive. -a, domnul Ciolacu nu venea la, guverna, nu venea la uh, guvern, la rotativă, să fie premier, să salveze țărișoara? Ce contează dacă are bani sau nu? Păi, dar să avem și ceva în stomac, să moară Bibi. Mai este ceva, nu-mi dau seama din sunetele astea de sirena lui Ciolacu, dacă nu cumva ele pregătesc practic o ieșire a sa din schemă și intrarea lui Grindeanu la sacrificiu ca premier. Ei au fost certați în urmă cu câteva luni, se pare că s-au împăcat apropo de căsnicii într-o vacanță în Dubai. Grindeanu este un personaj care pentru mine reprezintă o mare necunoscută. A fost, practic, și este un trădător al PSD, plecat la Proromânia, cumva, care a primit sau cocheta cu Proromânia, a primit și o funcție importantă din partea PSD, aia de la ANCOM, pe care Ciolacu a insistat mereu să-l readucă și l-a readus și de care, într-un fel sau altul, mod inexplicabil, Ciolacu depinde. Acum, că îl depinde pe linie de Securici că este o prietenie solidă la mijloc, că este o, poate o maturitate politică, ca un președinte de partid mare să aibă asemenea prieteni și consilieri. Dar domnul Grindeanu cumva apare mereu în discuții uh, pentru poziții mai înalte, inclusiv decât cea pe care are acum. Este o variantă și Mihai Tudose, apropo de semnalele lui Marcel Ciolacu de săptămânile trecute, că l-ar vrea înapoi în guvern? Mihai Tudose este o variantă, când vrea să fie variantă, e variantă. Uh, Neatul Dos este un simpatic. Uh, doarme acolo, bină, la Bruxelles, nu face mai nimic. Uh, probabil că se plictisește enorm acolo, în cimitirul elefanților politici, uh, și rare se plictisește, măcar că el are, este mult mai tânăr. Și evident că vrea să vină uh, la Smăntânii ceva. Eu știam că dumnealui vizează postul de șef al Serei. Dar nici demnitatea de ministru al apărării sau de, ministru, de premier nu este mică. păi domnul la... Ciolacu a spus că l-ar vrea pe domnul Mihai Tudose înapoi în guvern. Cu gurăița în lui guvern, a spus-o. nu da. premier. În guvern, dar nu premier. Premier s-ar dorit domnul Grindean. Deci, încă o dată, are dreptate Ciolacu, dar noi până atunci trebuie să mai vedem câteva lucruri trebuie să vedem ce facem cu inflația, trebuie să vedem ce facem cu aceste împrumuturi, trebuie să vedem cum stimulăm jaloanele alea, birocratic vorbim, poate că sunt sau nu ușor de îndeplinit. Cașcavalul care vine de la PNRR a treia tranșă, că noi cu prima știm ce s-a întâmplat și cu a doua, ar trebui infuzat cât mai repede în sistem, în proiecte, să duduie țara. E o șansă enormă pe care România o are. Tot ce înseamnă proiecte de infrastructură vor genera locuri de muncă și vor genera, cu siguranță, un urcuș al economiei. de acum cumva, ar fi mai preocupat să se implementez cât mai repede, dacă aș fi în locul lui Ciucă sau lui Ciolacu ca premier, și să nu las banii aia să stea. Că ei vin. Da? Nu e o problemă. Noroc că nu se pot atinge de ei, să dea pensii. Noroc. Dar să fie băgați cât mai repede înăuntru, asta ar fi, uite un jalon, care nu este în PNR, ci ține de bun simț. Spuneai de Europa și Ucraina. Da, mă preocupă cumva o problemă, sigur, o problemă de cârciumă, dacă am putea să zicem, care ține de statutul Europei în acest moment, în ceea ce privește războiul. Pentru că mie mi se pare că încetul cu încetul, în ceea ce privește Ucraina, va trebui să privim cu mare circunspecție uh, prezența efectivă a Statelor Unite în acest conflict. Cumva vreau să insinuez că datorită problemelor interne uh, și mai ales datorită faptului că domnul Trump urcă în sondaje, republicanii par să preia, par să preia uh, și și datorită faptului că există probleme economice, există o mare discuție în acest moment în America dacă Ajutorul pentru Ucraina ar trebui să rămână la fel de consistent, dacă nu cumva acești bani ar trebui redirecționați înspre sectoarele care suferă, economice sau sociale, în care suferă America. Și cred că este un moment foarte ciudat și special în care totul va cădea pe umerii Europei, iar acum Europa va fi cea care va conta. În istoria noastră, de no, istoria umanității, care este plină de greșeli și prostii, pentru că așa avem noi obicei oamenii să le refacem și să ne facem războai, să ne facem conflicte inutile. America a fost cea care a dat sprijin Europei uh, în multe momente decisive, inclusiv ajutând la încheierea Europei și în primul război mondial și în al doilea război mondial. dar eu păi că. Europa... Dacă ne gândim Europa fără planul Marshall, cam De acord. De a zic, dar acum situațiile sunt altele. Eu zic că Rusia nu câștigă războiul în Ucraina, dar a preluat din nou inițiativa. Această subtilă întoarcere de joc, puțin o văd, pentru că peste propagandă și media este, se așternă mult fum. Deci da, Rusia este, este pe cale să piardă, deși a preluat din nou inițiativa, va pierde. Întrebarea este când? Când? Că dacă și pierde tot... pierde peste una este una, dacă pierde peste un an sau doi este alta. Legat de greutatea pe care avea, pe care ziceai tu, pe care o avea, avea Europa în viitor în acest conflict, Europa și locomotiva e Germania. Zelenski declara zilele trecute că tot timpul a trebuit să tragă, să ducă lupte grele, să tragă de Olaf Scholz să-l ajute. Acum, domnul Zelenski are și un discurs din multe puncte de vedere de înțeles al omului disperat care caută soluții și care susține, bă, eu pentru voi mă bat. Eu pentru voi fac toate astea că voi v-ați pus mâna în fund și ne-ați părăsit. Nu e chiar așa, pentru că întreaga Europa îl sprijină America, îl sprijină consistent. Nu poți face, având în vedere subtilitatea conflictului, da? natura lui, nu poți face niște exerciții de forță fățișe. Da? domnul Zelenski și Ucraina se bat cu armele americanilor și cu armele nemților. Și cu arme... Bun, Olaf Scholz a fost mai... Uite, exact pentru asta vreau să deschidem o discuție și să privim uh, la următorul material video pe care Răzvan Dumitrescu, cred că l-a găsit primul și pe care l-am preluat și pentru strict secret, este o discuție pe care are fostul premier uh, Naftali Bennett al Israelului, scuzați-mă, cu un jurnalist, mult după ce uh, dumnealui nu mai este premier, și care aduce o lumină interesantă în, uh, în, această, în acest conflict. Poate pentru prima oară avem un update, chiar și târziu, a ceea ce s-a întâmplat la începutul războiului, și poate pentru prima oară avem câteva chestii concrete spuse de cineva implicat în niște negocieri între Ucraina și Rusia. Să-l urmărim! Mitzadekhad, ești țipia, bura. אמריקאית ושל ה... בעיקר בהובלה אמריקאית, להירתם כל כולנו לטובת אוקראינה. מצד שני, יש לי אינטרס, שני אינטרסים הפוכים, והאחד זה אנחנו בפעילות שוטפת בסוריה, ברמה של פעם, פעמיים בשבוע תוקפים את הנוכחות האיראנית בסוריה. ולרוסים, למעצמה הענקית הזאת, יש uh, S-300 שם, שאם הם ילחצו, ייפלו לי טייסים. ואז מי יבוא להציל? מי ייחלץ לי את, את הארון הרד הבא? ביידן יבוא? זלנסקי זה בעיה? תהיה שלי. Uh, ולכן כל הדיבור, להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, אני מבין את זה, אבל רגע, יש לי צורך לאומי. והדבר השני, uh, יש הרבה מאוד יהודים גם באוקראינה, וגם ברוסיה ואני כראש ממשלת המדינה היהודית מרגיש אחריות מיוחדת אז מה אני עושה? ובעצם גיבשתי אסטרטגיה שאומרת כשאני לחוץ משני צדדים אני הולך לדרך שלישית והדרך השלישית הייתה יצירת מגע, ידעתי שאם אני לא אעשה פעולות אחרות אז אני בסוף איאלץ להעביר אה, אה, נשק ואז אני מסכן גם את היהודים וגם את ה... אז, אז אמרתי, התקשרתי ל לאמריקאים, גם לבלינקן, אה, גם לביידן, גם לסליוון <coughs> אה, היועץ לביטחון לאומי ואמרתי תקשיבו, אה, אני ב בשיח עם, אה, עם אה, פוטין ואני יכול לשמש צינור. מי שיזם במקור את הפנייה לפוטין היה זלנסקי. זלנסקי התקשר אליי וביקש שאני אצור קשר עם פוטין. יש לי את הפרוטוקול של זה. בשביל מה? למה? כדי לעזור. כדי... תוך ל... כדי לחימה כבר. כן, כן, המלחמה החלה. תזכור, היה... היו דרישות של הרוסים, היה מה שנקרא דה-נאציפיקציה. שבמילים אחרות זה החלפת המנהיגות, ואני מניח שההבנה העולמית הייתה שמדובר על להרוג אותו. היה uh, uh, Disarment או פירוז, זאת אומרת, לרוקן את uh, אוקראינה מנשק ומצבא. היו חמש כן. או שש דרישות בהתחלה. אז הוא פונה אליך, טליינסקי. אז הוא פונה אליי, אתה יכול לעזור לי. באותו זמן בדיוק הייתה פוטין. זלנסקי, זלנסקי, פוטין, טלפון, טלפון. טלפון שמה מה בערך קורה בשיחות? מה שקורה בשיחות... מה ההצעה שלך? מה שקורה בשיחות אה, זה הדבר הבא. אה, מתחילות לעבור טיוטות, נייר, אה, דרכנו, ולא רק דרכנו, גם ישירות. הם יושבים בבלארוס, בעיר שנקראת גומל, יש שני צוותי משא ומתן של רוסיה ו, ואוקראינה. שכאילו העולם זלזל בזה, אבל ראיתי בזה דבר מאוד טוב שהם יושבים ומדברים ומעבירים, ואני מנסה למצוא פתרונות. עכשיו, אני יחסית מיומן מאוד במסעים ומתנים עוד מהחיים העסקיים ומהפוליטיקה, ואני יודע להביא עסקאות, ופה... אני אגיד יותר מזה, אני גם מבין שאנחנו על זמן שאול. שיקרה, אני כל הזמן אמרתי, יקרה כפר כנא מתישהו. קראתי לזה יקרה כפר כנא, הסברתי לאמריקאים. לא היה צעד שעשיתי בלי תיאום מלא עם ביידן, עם מקרו, עם בוריס ג'ונסון, שולץ, וכמובן עם זלנסקי. יש לי ויכוח על, על זה עם, עם האמריקאים, עם בדיוק... אני, אני חושב שהיה סיכוי, ואני אנמק, והם אומרים שלא היה סיכוי. 아, אבל, זה שתי שאלות, האם היה סיכוי והאם היה ראוי. וגם אולי הם לא רצו שתצליח, יכול להיות? אז... אז... אז בוא תציג קודם את הפשרה שלך, עד כמה שאתה יכול להשיג, וכל זה עוד לפני שאתה מספר על הפגישה עצמה. כן, אז בעצם של המערב לגיטימית, שכרגע צריך... להמשיך okay. uh, uh, להכות בפוטין ולא לא, לא להגיע. Oh. שנייה, לא, בסדר, אבל, אבל שאל מול, זאת אומרת, הגישה היותר תקיפה. Okay. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע להגיד שהם שגו. כי okay, okay. אתה אומר, אולי, אולי ש... בריונים אחרים בעולם היו רעים. Ha בזה... העמדה שלי באותו הזמן, אני... בעניין הזה זה לא אינטרס לאומי ישראלי. כן. Okay. בשונה מקונסוליה או איראן, שאני דואג לישראל, עומד חזק פה. כן. Okay. אין לי סיי, אני בסך הכל כן. מוציא לפועל ומתווך, אבל אני, הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת כן. לפרטי פרטים, גם עם ארה״ב, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן, בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. אבינר <אז> זמן אבוזות, אום פרמייר. cum ne-am dorit. Un premier cum ne-am dorit, un premier care spune, bă, îmi place să fiu de partea bună a istoriei, sunt de acord cu chestia asta, dar mai întâi de toate, țin la țara mea și la interesul ei. Un premier care a acționat, în ciuda faptului că este un rookie, un nou venit în politică, când era și mai, și mai ne, ne dus în lupte la începutul mandatului, care a reușit performanța, sigur folosindu-se de această extraordinară relaționare pe care evreii o au întreaga lume. Băi, să ajungă la Putin, da? să fie mediator între Statele Unite, Germania, Franța, cu care s-a consultat, mediator între Ucraina și, Putin. și Rusia. S să facă drafturi, să ajungă la înțelegeri, Scuze. să taie din. Și ce s-a întâmplat? Ce ne spune premierul spre finalul acestui video? Extraordinar, zic eu. Băi, la un moment dat, negocierile au fost întrerupte pentru că SUA, Germania și Franța nu au mai vrut. Și eu consider că a fost o greșeală, zice premierul Israel, fostul premier israelian. scuză mă că uh, intervin, Liviu. Dar îl vezi pe domnul Ciucă negociind între Zelenski și Putin? Acum pe bune. Mm, referitor la, referitor la oamenii uh, pe care ni dorim. Sincer, pe Ciucă nu-l văd, pe, uh, pe Ciolacul văd. Uh, sincer, asta e părerea mea. Adică dacă trebuie să aleg, ne uităm în oglindă ce avem noi în ogradă. Dacă aș avea, de ar... doar dintre, dacă aș avea doar dintre cei doi, l-aș alege pe Ciolacul. Dacă aș avea de ales dintre cei doi și l-aș mai pune și pe ministrul de externe și pe președintele României, Iohannis, tot pe Ciolacul l-aș alege. Uh, dar, bă, noi discutăm aici cumva de un premier al unui stat special, care are probleme speciale și care, într-un fel sau altul, a încercat să găsească a treia soluție a păcii. Băi, hai să facem pace. Nu i-a reușit, măcar a încercat. Situația nu este roză, dar asta spuneam, cred că va veni momentul în care, și pe a trece la interne, Europa va trebui să-și asume un ajutor să preia ceea ce America cred că nu va mai putea face din cauza unor constrângeri interne, nu va mai putea acorda același suport. Poate Europa să facă să susțină ce dă și America? Eu zic că da. Europa a ajuns la un nivel de maturitate economică net superior a Rusiei. Dacă o punem într-un fel de război rece, Europa-Rusia, de data asta, cred că Europa este cu siguranță mai bine pregătită militar și economic. Să vedem ce va fi. La interne avem uh, bilanțul Parchetului General pe 2022, uh, care se laudă cu o medie de 300-330 de persoane trimise în judecată la suta de mii de locuitori. locuitori. 40% dintre ei inculpați fiind acuzați de fapte contra siguranței publice. Te întreb, media asta de, de 330 de uh, inculpați la suta de mii de locuitori, e mare, e mică? Dacă, e, dacă eu habar n-am dacă e mare sau mică, dar dacă acest, acest procent este compus din băieți care contest amenzi. 40%. La 40%. Da? 40%. Asta înseamnă că na, de la rutieră încolo, dacă asta e munca parchetului, e jenată. Eu, sincer, în acest moment, consider că parchetele generale uh, sunt practic cele mai slabe din tot ce înseamnă, nu știu, triada, pleada de parchete față de dicot sau de nea, cu siguranță mai slabe. Acolo nu cred că este problema de procurori, pentru că, bun, poate să fie peste tot, este pleavă în orice instituție. Cred că mai degrabă este vorba despre șefii acestor parchete, care sunt niște lene și niște incapacitați funcționali, nu știu cum să mă exprim mai bine, ca să nu ne instituționali. Doamna Scutea vine astăzi și ne spune că unele parchete au funcționat fără procuror în 2020 da, da, sau chiar fără procuror sau doar cu un angajat Bine, Se plânge, se plânge de înțeles. lipsa resursei umane din, din, de la parchet Am înțeles că s-a întâmplat asta, dar s-a întâmplat la două parchete de 2 lei Adică la Măcin și în Surăței, nu mă interesează La doamna Scutea ar fi putut să facă o grevă instituțională cu procurorii săi și să zică, bă, facem grevă, că am făcut pentru Danileț sau pentru Dragnea sau pentru nu știu cine, am ieșit pe scări. Bă, hai să facem o grevă în acest moment, hai să facem o declarație publică, chiar că poate nu contează, dar măcar să fie acolo la istorie menționată, să zic, bă, eu, Gabriela, scutea cu parchetul nostru, vă avertizăm că e de rahat asta cu pensiile speciale și opriți-le. Opriți că rămânem muci cu sistemul nostru. Nu se poate, dragi români, să zică scutea și politicienilor, dați, amendați mai repede legile, să nu se mai pensioneze magistrații la 49-50 de ani cu un cărcălău de banca pensie. Pentru că acum, dacă au plecat 60, cât au plecat din sistem? Nu știu exact, mulți. undeva la mulți. Peste oricum, 40-50. 40%, 50, 40% la ceva, ceva de da. genul, 40%. Ei vor fi cu siguranță împrospătați de oameni de judecători și procurori care vin din nou val, absolvenții de INM de anul trecut și anul ăsta, de când o fi, bravo, ne place. Prima chestie pe care putem să spunem este că acești absolvenți vor veni fără experiență profesională și maturitate, le va lua ceva timp ca să devină bun judecător și bun procurori să se frece de sistem, cum se poate spune. Dar putem remarca de asemenea, în aceste timpuri grele pentru țară și lume, ca să fac un semi-mișto, că numărul de procurori redus va fi bucuria infractorilor. Pe cale de consecință se vor putea acționa și mai puține rechizitorii activa, se vor face și mai puține lucrări penale, iar cele existente, datorită lipsei de resurse umane și profesionale, cele existente se vor lălăi la nesfârșit. Ce mai putem să prevedem? Datorită numărului de judecători enorm de mare plecat din sistem, cauzele rămase vor fi împărțite tot pe săracii care și așa au destule judecătorii care au sute de dosare pe cap lună. Da? Deci, inevitabil, termenele se vor prelungi cu mult, frate, cu mult. Și atunci, sistemul nostru de justiție va fi ăla care va avea nevoie în curând, nu știu ce medicament este pentru anchilozare, nu știu, este aspa, că nu aspa, cardinii pentru inimă. Nu știu, alea de genunchi, de cartilaje, de, pentru că nu va mai putea mișca, se va osifica sub presiunea aceste lipse. Acolo o să vină scutea, nu să zic că trebuie să iau un mandat nou. Da, asta zic, deci, pe... deci, sistemul, practic, sistemul de justiție sângerează din cauza, practic, pensionării precoce, nu? Pensionării precoce pe pensii mari, pe pensii speciale, nu? Crezi că se aș ar asuma doamna Gabriela Scutea să-și ridice toată breasla în cap și să ceară eliminarea acestor privilegii? Bun, atunci, de ce îmi ceri mie, adică de ce nu spun public că asta e motivul pentru care. Adică, doamna Scutea se crede o, ma o mafaldă, o nu știu, o, o, o zeiță a justiției, mai avut zeițe. Bă, o dă demisie, adică mai candidez să ce? Parchetele generale sunt cele mai prăfuite din punct de vedere profesional. Parchetele generale au aceeași forță ca DNA și ca DICOT să aresteze, să facă flagrantul, să facă lucrări de corup Pe ce am ajuns? Să, să, oameni care au stat în școală atâta timp, gen procurorii din parchetele generale, ce am ajuns să stea să, să flocăie Dosare de, dosarele de amendă al lui Răzvan Dragoș și contestațiile la semafor și la alcool pentru Alexa sau pentru nu știu cine, asta am ajuns. Hai, că totuși, uite-te uite totuși, DNA-ul își face treaba și l-au trimis în judecată, în două dosare de corupție, pe, pe chirurgul Irinel Popescu. Totuși, asta nu l-a oprit pe ministrul Sebastian Burduja ministrul digitalizării, să-l numească pe domnul chirurg trimis în judecată de DNA în două dosare, în cel mai înalt for al cercetării. Întreba de presă, băi băiatule, dar l-ai numit pe ăsta care e cercetat de DNA în două dosare, domnul Burduja a răspuns, nu am știut situația lui, voi căuta o soluție pentru a-l revoca dacă nu demisionează. Deci domnul ministru al digitalizării numește un uh, Urmă, un om inculpat în două dosare Cercetării, nu digitalizării Cercetării. Cercetării și digitalizării Cercetării și digitalizării Și nu știa de situația lui a, Așa îmi plac astea Nu Aș știam știa, de situația știa lui legislația Domnul Burduja este doar un om Un politician nesimțit Un om care își bate joc de opinia publică Am a, cred că în afară de copii analfabeți și aia care nu se uită la media Nu cred că este român care să nu fi știut Că Dumnezeul Irinel Popescu a fost călcat de DNA și trimis în judecată în 2021. Uh, pentru mită, atenție. Da? dosare, sigur, da. sigur, că trebuie să spunem că până la sentință este cum prezumat a fi nevinovat. Trebuie să nu... Bă, dar totuși DNA nu se duce la muncă așa fără nimic acolo. Uh, să-mi spui tu așa ceva. Mai este un aspect, domnul Burduja, care sărac este un sinecurist de un campion mondial al sinecurilor din PNL. Domnul Burduja vrea să pună în fruntea cercetării, Consiliul Național al Cercetării Științifice, un martalog, dacă putem considera că este tânăr domnul Irinel Popescu la 69 de ani, acest Dumnezeu medical. Eu zic că nu este tânăr. Bă, de ce nu punem mă și noi Cineva tânăr acolo, cineva cu viziune, tot prăfuiți, tot corupți, tot penal, tot mituitori, primitor de mită. Adică pe mine mă scoată din sărite chestia asta. să zic Înțeleg de ce, Liviu. Către... Hm? să zic de ce. Fii atent ce spune domnul Burduja, că trebuie să ascultăm oamenii. Să pentru, ascultăm. Această, pentru această poziție se organizează un concurs. Iar Irinel Popescu a fost singurul candidat la specializarea medicină. Nu. No. Da, Acum, dacă deci... domnul Irinel Popescu s-a dus numai el la concurs, ce să-i facă să-l dea afară de la, de la concurs? Păi dacă, doar el s-a dus. Viitorul și viziunea cercetării medicale din România stă în Irinel Popescu, nu mai este în țara asta nimic, atunci ne-am dus pe copcă, prietene. Singurul la, la concurs. Acum. Da. Nu s-a prezentat nimeni, domnule. Nu s-a prezentat. Da. Și da, deci după aia să spui nonșalant că nu știai de situația lui. Pe bune. Nu știa, Deci, pe nu bune. Știa, că deci, nimic nu-mi nu displace mai mult decât să fiu luat atât de prost. Că este, luatul este de prost e un exercițiu. O lipsă de bun simț, da, asta este. Bun. A apărut pe surse cum ar putea Te arăta și guvernul domnului Ciolacu. Opa. A să vedem ce se zice pe surse. De obicei, primele chestii de guverne se aruncă la abuză să le mestece ziariști ca noi. Așa. Dacă trebuie să le mestecăm, le mestecăm. Se pare că Robert Cazanciuc va ocupa locul lui Predoi la justiție. Se pare că la internă va veni domnul Mihai Tudos, apropo de ce discutam, deci nu mai merge la apărare. dar investiții PSD s-ar putea să-l propună pe mareșnică. Sorin nu s-ar putea să fie președinte al Camerei Deputaților în locul domnului Marcel Ciolacu, și funcția de vicepremier lăsată vacantă s-ar putea să fie ocupată chiar de domnul Ciucă. Trebuie liberalii să-și găsească om la transporturi. Cel mai și domnul, domnul Dâncu, scuze, domnul Dâncu, nimic? Nu, nu, a, Gata, a avut, a fost. Se pare că liberalii se gândesc la boloș pentru transporturi și PNL va prelua. Aici vreau să protestăm. Va prelua Ministerul Finanțelor și posibil să se să, să, să pună pe domnul Heiuș chiar Ministrul la Finanțe. Nu, nu, nu. E o glumă, nu? E o greșeală. E o glumă, nu? E o glumă. No? Da? No? Pentru că vor să-l îngroape pe domnul Heiuș, le frică de cât te a realizat până acum și vor să-i dea o funcție, știi, când te, te promovează și te ucide prin promovare, da? domnul Ciolacu, domnul Ciucă, nu îl puneți pe domnul Heiuș la Ministerul Finanțelor, lăsați-l la ANAF că bine face. Uita, Apropo, ai zis că îmi zici ceva știre cu ceva pagină de Facebook. Da, mă, s-a spart pagina de Facebook a Ministerului Finanțelor și fii atent ce le-a făcut, le-a le dat de ea, i-a julit. Au șters poza de cover foto iar la, poza de pro Iar la poza de profil au pus două autoturisme de lux, un Mercedes G-Clase și un Maybach. Și este... stai puțin, stai puțin, domnul Adrian Căciu, ministrul de finanțe, a precizat că se lucrează la remediere. După care vine biroul de presă și spune uh, că nu se cunoaște cauza. De, dar, în primul rând, cine ar avea interes să spargă pagina de Facebook a ministerului de, de finanțe? Eu știu cine. Zii. Mari evazioniști din Manele care au fost atacați de domnul Hei. Ah, și de acolo mașinile de lux. E un mesaj dur. Va trăi. Acest Corado Catani, Corado Papani al, al anafului domnul Heiuș va trebui să fie mai atent, să nu aibă probleme, pentru că această spargere de pagină de Facebook nu este întâmplătoare și afișarea uh, zi, Mă gândeam, asta e clar, poate că mâine hackerii vor pune de asemenea și un card revolut. Atunci vom ști sigur. Și vor cere răscumpărarea paginii în Bitcoin, nu? În Bitcoin, da. Asta. Ca să Dar nu lasă că... Știi ce, știi, Eu și are relații și la Bitcoin, prostule. <laughs> Apropo de pagini de Facebook, sunt mare fan al glumițelor pe care le încearcă instituțiile statului cu diverse ocazii, cum ar fi ziua de azi. Ziua dragostiților și vă postează Ministerul, pagina Ministerului Afacerilor Interne, care n-are nimic mai bun de făcut decât să posteze o poză cu niște mascați și să știe, să scrie pe ea, de dragoste sau nu, declarațiile se pot da în Aura. fiecare zi. bare bunule! Îți dai seama, m am, m -am spart de râs. De dragoste sau nu, declarațiile se pot da în fiecare zi. Ministerul de Interne al României. Condus de, da. în continuare, domnul Lucian Bode, care să nu uităm că este plagiator dovedit. Dar asta e altă discuție. Acum fac și ei ce pot ca să dea bine. Așa consideră și SRE și Ministerul de Interne că pot să interacționeze cu Facebook, sau, cu noile organe de informare în masă, cum ar veni. O expresie profuită. Serei încă are umor mai interesant decât. Eu sunt uh, un sunt pic mai finuți, băieții. Da, tabla G de la mei, dar bă, bă, care este o încercare. Uh, ce să zic? A, aia cu pătrunjelul, cu Serei, vezi că te ascultă, mi-au plăcut mai mult. Uh, cu ghiocelul, cu fi ascultător. Hai să discutăm despre una grea care a avut loc acum câteva minute. Parlamentul European a votat nou regulament care interzice mașinile cu motoare termice începând cu 2035. Interzice. Zic, este... hmm? Adică interzice, gata, nu se mai vând. Interzice, gata. Adică e, e, legată, de, e legată de vânzare, nu, nu se mor, da, vor mai vinde. Da, 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 de vânzare. Da. Este, zic eu, uu, o mișcare foarte interesantă mai ales că discutăm de industria auto, care este în continuare una dintre cele mai importante ale Uniunii Europene. Mă refer la influența economică și la forța dinăuntru. Sunt 14 milioane de oameni care lucrează în industria auto, numai în Europa, adică direct în Europa 3 milioane, dar, practic, mai avem 13 ani. Dacă nu se schimbă structura Parlamentului, dacă nu vor reveni peste ani asupra acestui punct, Uh, este un semnal serios de alarmă pe care uh, Uniunea Europeană l-a pregătit de mult și mi se pare foarte, foarte tare. Da, Pentru... este, dar lasă lasă asta cu electricele. Ce electrică, ce electrice vrei, mă, Liviu, Că cea mai mare parte a infrastructurii CFR este expirată. Cifrele arată o depășire a termenelor de scadență la reînnoire. De 73% în cazul liniilor de cale ferată, 53% în cazul podurilor și podețelor, 92% în cazul instalațiilor de semnalizare în stații. Toate distribuite pe întreaga rețea feroviară națională. Iar asta indică, de fapt, că a circula cu trenul în România a devenit un demers riscant, chiar periculos. Deci, ce mașini electrice vrei? Noi nu avem. ca trenurile de pe șine. Ce... ce mașine? Ce mașină electrice vrei? Să remarcăm totuși azi... că în toată prostia și la ei, această companie, CFR Marf, CFR, Scuze, a trimis totuși niște ajutoare în Turcia. A trimis niște vagoane acum. Bă, gestul contează, cu corturi, cu ce s-a putut. Da, este tare trist, NIO nu-i pasă. Dacă mâine, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva, un accident feroviar, s-ar apuca românii de plâns și de făcut iară strategii și planuri. În România trebuie să moară oameni ca să se întâmple ceva semnificativ, deși nici asta nu este sigur, pentru că vorba a au ars atâtea spitale și au murit atâția oameni nevinovați și nu s-a schimbat uh, plenar sistemul medical. Uh, a, fost și a, a fost și acest uh, tremur de 5,4 pe scala Richter de la Gorj Uh, ieri, da, uh, i a zguduit un pic pe românii de acolo, prilej, prilej de miștori pentru toți românii. Uh, din nou românii fac caterincă pe Facebook, unde știu ei mai bine. Dacă era cu două grade mai mult, cu două puncte... Păi asta că, e, că e foarte, foarte faine miștorile, când, până când îți dai seama că ăla din Turcia a fost de 7,4%. Atâta, da. atâta, putem. Uh, trebuie da, să pe, ea, și că... pe ea de Dominică de la Constanța ai văzut? Aia da. 200 că... A, ah, ce frumos! Pentru cine nu știe, 200 de constanțeni au ieșit, 200 de constanțeni dintr-un cartier din, din oraș, au ieșit, sau autoevacuat din blocuri, pentru că au înțeles ei de la televizor că la ora 8 va fi cu tremur. Asta este... Românica noastră dragă. Scuze, te-am te te întrerupt, vreau să spui ceva. Nu, nimic, mai avem o știre interesantă, uh, care este proaspătă. Spațiul aerian al Republicii Moldova uh, este închis temporar. Uh, se pare că până la ora 16 nu se mai poate zbura. Au fost făcute niște anunțuri uh, interesante ieri, de către Maia Sandu, care într-o conferință de presă șocantă uh, a anunțat ieri că Rusia pregătește un plan violent de atacuri și lor deostatici pentru subminarea Republicii Moldova. Asta vine la câteva zile după mesajul aruncat în spațiu public de Vladimir Zelenski, care a spus că asupra Moldovei se vor concentra rușii în curând. Și a practic prea. Acolo, în discursul pe care Maia Sandu îl ține, spune că vor fi acțiuni subversive de a statului și că uh, lucrează, are aceste informații de la SIS. SIS este SRI-ul uh, moldovenilor. Eu nu cred că de acolo le are, sau poate dacă le are, le are, dacă le are SIS-ul, le are de la alții, de exemplu CIA. Uh, ce a frapat ieri la discursul Maia Sandu, un pic amățit, dar posibil foarte serios, este că ne așteptam ca lucrurile să aibă loc într-o perspectivă foarte rapidă, da? De ce? Că de aia mi se pare puțin teatru radiofonic. Dacă tu știi că o să aibă loc mișcări, ce faci acum? Avertizezi că știi? Sau pui mâna pe aia pe care știi că o să intre în țară spioni sau agitatori sau, da? și arestezi și aduci în fața opiniei publice să-i vadă lumea? Cumva... De, în mod evident, în mod cumva de, evident de neînțeles că... ieșirea, adică ce faci, alertezi populația? Da. Aiurea, că n-am văzut din câte am noi știm înțeles sigur eu, că Sandu doamna Sandu n-a adus, adus nicio dovadă care să-i susțină noi. Ne no, no știm sigur că maia Sandu are dreptate că se teme. Știm sigur și presupunem că foarte sigur că Rusia uh, nu închide ochii în ceea ce prește situația din Republica Moldova. Pentru că nu este în caracter acestui imperiu rusesc. Uh, FSB, care este serviciul de securitate temut, fostul KGB al Rusiei, a băga zeci de milioane de dolari uh, prin unele companii de stat pentru a cultiva o rețea de politicieni moldoveni și a reorienta țara spre Moscova. Noi știm asta dintr-o anchetă pe care a publicat Washington Post în 2022, undeva spre octombrie, parcă dacă nu mă înșală memoria, și aia a fost șocant să vezi. Adică politicieni care manipulează pentru Moscova uh, electoratul, da, asta este o realitate. Și cel mai, pos cel mai probabil, în stilul bun rusesc, care este mai indirect, ca să zic așa, este foarte posibil să avem de-a face și cu lovitură de stat posibilă în, în Republică. Dar asta nu mi se pare. Mie, eu, cu asta, Vii la televizor și faci publicitate când tu ar trebui să vii cu 3-4 încătușați în fața opiniilor, să le la rând, nu mai încercați șmecherii. Nu -am, uh. am văzut nicio dovadă. Asta e. Da, doar mulți, așa, doar așa povești. Dar ceea dacă ce este o poveste care, da, dacă este o poveste. Nu, nu, care nu, se... nu, nu, nu necă este ceva acolo. Dar da. să vii să, să să ții un un asemenea discurs fără să spui ceva concret, mi se pare doar o o hazardare. Haideți să săi hai să ies să comunic asta și partea proastă ar fi că se alarmează populația inutil. Nu clar o populație, dacă, populație care oricum mă gândesc că uh, nu este foarte relaxată cu Rusia. Că nu, cine ar fi? Pentru că ei știu că sunt vulnerabili, săraci și expuși. Uh, dacă asta va ar fi o modalitate de PR crudă, uh, care să mascheze șocul demisiei uh, lui Natalia Gavriliță, fost premier, o consider o alegere proastă. Fo no foarte proastă. Maia Sandu stă foarte prost în sondaje. Adică, bun, ea stă cel mai bine față de restul, dar tehnic stă prost într-un sondaj publicat de un, institut de, de, de un institut de sondare independent. Are undeva la 24% cotă de încredere. Asta este foarte puțin pentru un președinte. Atenție, funcția de președinte are o altă valoare în Republica Moldova față de cea de, din România. Practic, este deasupra premierului, cumva și ca expunere, și ca forță. Mai Sandu doar are încrederea unul din patru moldoveni, cu remarca că în acest sondaj 50% din moldoveni nu mai au încredere în nimeni și și spun asta când sunt întrebați. Vă dai seama cam ce este în capul cetățeanului Republicii Moldova în aceste momente. Nu are încredere, jumătate din ei nu au încredere în politicieni pentru că au fost mințiți, furați, înșelați. În ultimii 30 de ani, în continuu, de către politicieni. Vin acum o tanti care le spune nu se știe ce, ei având capul cuplat la retorica uh, rusească, atâția ani prin media și prin tot felul de politicieni obosiți și corupți. Ce să mai crea de ei? Și Europa se preface că ajută Moldova, după cum se preface și România. Ce n-am mai văzut și poate mă așteptam. Uh, nicio reacție alor noștri, noștri legată de conferința de presă pe care ai amintit-o. Am adică președintele fraților noștri moldoveni iese și cu niște acuzați în spațiul public și ai noștri, ai noștri n-au reacționat nicicum. Foarte bună Nici. observația ta. Uh... Acum, de văzut dacă România are voie să comunice, mă refer la nivel instituțional, în cazul, în acest, în acest context în care cumva uh, cred că există, cum se numește, o coordonare între statele NATO și noi, dacă are voie să abordeze genul ăsta de subiecte. Nu pentru că ar fi slugile cuiva, ci poate pentru că alții ar putea considera mai deștept decât ciucă să fie inoportună orice adresă. La fel cum Rusia este atentă la ce se întâmplă în Moldova, eu sunt convins că și NATO este atentă, alianța este atentă la ce se întâmplă în Moldova, pentru că ar fi pasul, să zicem, următor pe care Putin ar putea să-l abordeze și ar arunca totul în aer. România ar avea în acel moment, practic, doi vecini într-o stare dificilă. Da. Asta a fost tot astăzi, dragii mei. Rămâneți cu noi pensieni la bomba morală. Noi vă aducem subiecte, cred de noi, mai importante decât mainstream, decât agenda publică a celorlalte instituții de presă. Sperăm să vă placă stilul nostru uh, și să ne urmăriți în continuare. Vă pupat! Și urmăriți și emisiunea Focus pe care am realizat-o azi despre cum tratează statul bolnavii de cancer din România. Mulțumim tare mult, rămâneți pensie. Mulțumesc bine, nu? A, superb. Da. V-am pupat.